Ministerul Sănătății recomandă populației să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea infectărilor cu virusul West Nile. De asemenea, se recomandă autorităților administrației publice locale să intensifice măsurile de dezinsecție în localități pentru a preveni răspândirea infecției cu virusul West Nile. Aproximativ 80% din persoanele infectate nu prezintă simptome. Însă, în cazul în care identificați semne și simptome precum febra, durerea de cap intensă, dureri musculare, vărsături sau erupții cutanate, specialiștii în Sănătate Publică ai Ministerului Sănătății vă recomandă să vă prezentați la cel mai apropiat cabinet medical. În cazurile severe, care afectează cel mai frecvent persoanele de peste 60 de ani cu afecțiuni cronice precum cancer, diabet, hipertensiune, boală renală cronică, Pot apărea și alte simptome, precum rigiditatea gâtului, sensibilitate crescută la lumină, convulsii, frisoane, oboseală cronică și slăbiciune musculară. Supravegherea privind infecția cu virusul West Nile a debutat încă din luna iulie și până în momentul de față nu au fost raportate cazuri în țara noastră. Vă informăm însă că nu există vaccin sau tratament antiviral specific pentru infecția cu virusul West Nile.